Bună seara din nou, dragii mei! Bună seara din nou, dragile mele, la horoscopul zilnic pentru fiecare zodie în parte, 23 octombrie. O veste neașteptată, o veste surprinzătoare, nebănuită, ar putea schimba cursul nu numai a întregii zile de mâine, dar a întregii săptămâni și poate cine știe, ar putea să schimbe cursul întregului final de an, așa că în minutele următoare vă invit să ciuliți urechile pentru că și eu sunt la fel de curioasă ca și voi să aflu vești pentru fiecare zodie în parte. Am să încep cu zodia Berbec, 00 și 39 de minute. Doar vreau să subliniez faptul că în descrierea generală a clipului am să pun timpii, iar prima dată am să pun acel jingle de început care anunță horoscopul zilnic Auroscop și ține în jur de, cred că, 8-9 secunde. Deci treceți peste și atunci la 0039 atunci începe horoscopul până la urmă. Zodia Berbec. Haideți să vedem, dragii mei, berbeci, ce vă rezervă ziua de mâine. Există posibilitatea unei vești pentru voi care o să vă deturneze de la ceea ce v-ați propus. Probabil o plecare, o călătorie către finalul acestei săptămâni. O veste neașteptată care vă va determina să luați o decizie, mai ales în ceea ce privește activitatea voastră profesională. Sunt foarte mulți berbeci care ar putea să schimbe jobul, ar putea să-și dea o demisie spontană, pentru că nu se mai înțeleg cu șefii, sau ar putea să facă un pas foarte important în carieră, din cauza faptului că o veste neașteptată vine și impulsionează berbecul să ia această decizie, practic să nu mai aștepte, mai ales în situația în care, în ultima perioadă, berbecii au fost cumva plictisiți sau au amânat să iau o decizie de a face o schimbare pe care până la urmă o așteaptă de mult. Din punct de vedere al iubirii, o iubire renaște din propria genusă ca pasărea Phoenix, este posibil să aveți intimitate cu o persoană, poate să fie chiar și o relație fulgerătoare, o relație care se reia fulgerător, o reluare de comunicare cu consumarea acestei relații din punct de vedere intim, iar berbecii singuri ar putea să aibă atracție fulgerătoare către o persoană pe care a cunoscut-o oarecum în trecut, cu care a interacționat, dar nu s-a întâmplat nimic atunci. Așa că așteptați-vă la o dragoste magică, fulgerătoare, este cu un soi de parcă vrajă, bineînțeles, vorbim așa simbolic, bineînțeles, e de bine. Parcă vă intrați cumva așa în săptămâna aceea, nu mai știți, nu mai auziți, de asta spun, și cred că intuiți despre cine este vorba. Intuiți că se va întâmpla mai rapid decât vă așteptați. Practic o să vă încărcați bateriile, este o zi excepțională, să vă gândiți foarte bine, să vă puneți ordine în gânduri, pentru că de mâine se cam schimbă și planul afectiv-relațional și planul carierei. Pentru zodia Taur. Și ce vreau să mai subliniez, acest 22 și 22 este un nou portal, pentru că această veste neașteptată apare odată cu deschiderea acestui portal 22 orele 22 astăzi. Deci există o influență de mâine încolo, practic cam nu mai dă casa cu masa, dar totul spre binele vostru cel mai înalt. Pentru zodia Taur 0444. Haideți să vedem voi mâine ce vești primiți. Acest portal 22-22, ora 22, să vedem ce
se întâmplă, cum influențează ziua de mâine. Se închide cercul sau se închide o etapă, se încheie o situație dificilă din viața voastră. În orice caz, să știți că astrele sunt de partea taurilor, mai ales în ceea ce privește planurile pe termen lung. Spuneam că se încheie o etapă, urmează o nouă etapă importantă în viața voastră, ceva se termină și altceva începe. Și din punct de vedere financiar, să știți că sunt foarte multe vești bune în acest sens. O schimbare de locuință pare a fi inevitabilă, nu știu, poate vă schimbați mașina, poate vă schimbați serviciul, poate vă mutați într-un alt cartier sau de la oraș la țară, sau probabil există și posibilitatea să faceți să vă mutați într-o altă țară. De ce nu? Oportunități la fel financiare pe care le așteptați de mult vă atrag cumva niște parteneriate, niște propuneri, niște oferte financiare. Nu sunt foarte sigură, există o nesiguranță în ceea ce privește viitorul, de aceea probabil că ar fi în regulă dacă v-ați asuma un risc. Bine, nu vă spun eu ce să faceți, liberul arbitru vă aparține. Este vorba despre un risc asumat, pentru că există această veste în care cineva care vă face o propunere financiară sau aflați de o propunere financiară care vă poate rotunji veniturile. Par a fi nesigure, așa că aici ar fi bine să vă gândiți un pic. Rebec Taur, Gemeni, 06:43 de minute. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei, Gemeni, 23 octombrie. Ce vă aduce? Cum vă influențează acest portal? Am să las, ok, să se extragă această carte sigură. Ei bine, pe voi să știți că cineva pare că a cam pus ochii pe voi, să știți. Probabil și la serviciu, ori datorită faptului că ați muncit foarte mult, ori datorită rezultatelor voastre, cineva începe să vă spioneze în sensul cel mai plăcut. Nu vă așteptați la o discuție, de exemplu, față în față despre serviciul vostru. Probabil că vrea să vă atragă, vrea să vă atragă de partea sa, vrea să vă facă o propunere de serviciu, ori să avansați în cadrul serviciului, ori să fiți promovați, ori să vă rotunjiți veniturile pentru că v-ați îndeplinit targetul de vânzări și așa mai departe. Deci, în orice caz, sunteți, în ghilimele, luați la ochii de bun augur. Și în felul acesta chiar nu vă așteptați, probabil voi v-ați gândit că, mă rog, cariera voastră merge într-o anumită linie, sunteți pe traiectoria aceea și cam atât. Nimic nu se mai poate întâmpla, nu avansați sau, în sfârșit, nu mai este loc să învățați mai mult decât ați făcut-o până acum. Doar că, uite, aici este vorba despre avansare, despre progres, despre evoluție și vine din partea unei persoane care vă place foarte, foarte tare, face research, face... se interesează de voi foarte mult și asta cred că poate să fie și pe partea aceasta de relație, dar cred că mai mult pe parte financiară, sunt tot felul de implicări financiare. Pentru că cariera, cred că este în momentul de față pentru Gemeni potrivit a ceea ce simt în centrul atenției. Aveți grijă la provocările neașteptate care pot să apară pe parcursul acestor vești primite din partea cuiva în ceea ce privește serviciul, să spun așa. Cineva care a pus ochii pe voi pentru rezultatele voastre foarte bune. Pentru Zodia Rac, 09:31, 23 octombrie, cum influențează acest portal 22 octombrie, ora 22, 22, au căzut foarte multe, mi-aș dori una, două, pentru raci. Ok, ia să vedem.
Ei bine, cred că sunt situații pe care le experimentați, nu neapărat situații care vă plac în mod deosebit, însă, acum, veștile acestea care vă deturnează de la ale voastre, până la urmă, sunt de bun augur. Aici este vorba de data aceasta de o desprindere dintr-o relație, desprindere dintr-un parteneriat, inclusiv cel al carierei. Acum depinde fiecare dacă, mă rog, vă gândiți la ceea ce așteptați sau nu așteptați, dar în mare parte sunt persoane care așteaptă acest divorț, în paranteză, chiar de, eu știu, un serviciu la care ați lucrat o grămadă de ani. Sunt, de exemplu, plecări după 25 de ani, după 17 ani, după 19 ani, părăsiți un serviciu pentru că nu se mai poate, nu mai sunteți apreciați și atunci inevitabilul se va produce această ruptură de o relație chiar și de serviciu în care există foarte multă lipsă de armonie. Este o evoluție din punctul vostru de vedere datorită maturității, maturizării emoționale, spirituale. Sunteți gata să faceți un pas important și vă va schimba cu siguranță nu numai ziua, dar întreg parcursul, cel puțin până la finalul acestui an. Chiar și un divorț, chiar și o separare, dacă ne gândim și la planul afectiv relațional, dar este o energie favorabilă, nu știu cum să zic, adică este de bun augur, nu neapărat că, aoleu, dacă vă separați de mâine, gata, totul se destramă, nu mai puteți să faceți nimic, de mâine încolo totul s-a terminat. Nu, probabil exista și un ultimatum, probabil lucrurile au involuat, ați discutat de nenumărate ori, nu s-a putut, până la urmă trebuie să rupeți pisica în două pentru a evolua. De asta spun că este o energie favorabile dezvoltării voastre personale. Deci această ruptură vine tocmai pentru ca voi să ascensionați, să faceți un pas important în dezvoltarea voastră emoțională, personală și, de ce nu, până la urmă, materială. Este un moment culminant, este un moment, până la urmă, prielnic pentru a explora noi perspective și, bineînțeles, de ce nu, a învăța lucruri noi. Pentru zodia Leu, 12-26. Să vedem ce vă aduce ziua de 23 octombrie pentru lei. Ei bine, voi s-ar putea să prindeți cu mâța în sac o anumită persoană și ca urmare există posibilitatea a necontinuării unei relații, de exemplu, sau a unei rupturi. Aveți niște confirmări, niște secrete ies la iveală, niște informații ies la iveală, astfel încât voi să știți că veți fi foarte, foarte croiți să vă faceți ordine în viața voastră. Descoperiți că cineva v-a mințit, nu că nu ați ști, probabil ați bănuit sau bănuiți. De asemenea, este posibil chiar să descoperiți în jurul vostru persoane care sunt cu două fețe, niște șerpuți pe care i-ați crescut la sân. De asta cred că aflarea acestor minciuni vă determină să faceți o schimbare extrem de importantă în direcția aceasta de curățenie generală înainte de Crăciun. Știți, de asta cred că de mâine încolo, odată cu aflarea acestor persoane mincinoase, cu siguranță sunteți mult mai fericiți și până la urmă purificați de orice fel de intenție, gânduri, mesaje, intenții mincinoase pe care oamenii pe care i-ați apreciat și pe care i-ați protejat, până la urmă nu v-au răsplătit nici pe departe. Așa că, odată ce vi se confirmă aceste minciuni legate de chiar apropiații voștri, vă veți simți mult mai plini și mai pline de energie și parcă sunteți foarte, cum să vă spun, sunteți în sfârșit pregătiți să preluați controlul asupra vieții voastre. De asemenea, există posibilitatea să vă mutați într-un alt loc de muncă sau să începeți noi proiecte.
Datorită acestei minciuni descoperite, acest adevăr care v-a fost ascuns, în sfârșit puteți lua, vă puteți lua viața în mâini și vă puteți, până la urmă, îndeplini un vis. De ce nu? Ceva ce ați dorit de foarte multă vreme, dar n-ați reușit pentru că v-ați gândit să vă sacrificați pentru aceste persoane. Și atunci parcă sunteți gata să începeți un proiect extrem de important pentru voi ca și misiune, ca, eu știu, proiect de muncă, hai să spunem așa, grosomodo. Încercați pe cât posibil să fiți atenți la absolut orice detaliu și să nu nici să judecați prea aspru sau evitați să luați decizii pripite până la urmă. Gândiți-vă doar la voi. În orice caz, această minciună vă ajută să vă îndepliniți un vis mai vechi și să chiar să construiți un proiect, să vă implicați într-un proiect nou. Pentru zodia Fecioară, 15-39. octombrie, să vedem cum influențează acest 22, ora 22. Pentru voi, nu mai știu la cine a căzut, se închide un cerc sau intrați într-o nouă etapă a vieții voastre, foarte inspirați chiar să începeți ceva nou, să dați niște examene, să vă implicați în tot soiul de cursuri de formare personală, profesională. Cumva ceva se sfârșește și începe ceva cu totul și cu totul nou. Asta înseamnă că puteți să renunțați la un serviciu pentru un altul, la o relație pentru alta, la o casă pentru alta, de ce nu? Este o zi prielnică în care vă simțiți inspirați să luați cele mai bune decizii în ceea ce privește dezvoltarea voastră personală și particulară. Aveți încredere pentru că există noi începuturi pe toate planurile și mai ales în privința carierei. Noi începuturi, mai ales în privința carierei. Vă vin soluții creative, soluții de unde nu vă așteptați, astfel încât să vă rezolvați problemele care au rămas, nerezolvate în ultima perioadă. Puneți practic de mâine totul la punct, iar rezultatele, să știți că nu vor înceta să apară. Pentru zodia Balanță, 17-23 octombrie 2024, să vedem cum vă influențează pe voi, pe Balanțe, acest nou portal. Ok, ia să vedem. Ei, la voi, ce să vi se aprindă beculețele, dragii mei, de mâine. Cred că aveți șansa, oportunitatea să rezolvați o neînțelegere, să spunem așa, mai veche, pentru că vi se aprind beculețele. Vă dați seama de cum ar fi bine să fie rezolvată o situație mai veche, astfel încât să depășiți o zonă conflictuală în care vă aflați voi în momentul de față sau în care probabil ați ignorat o situație și cred că veți ajunge sau ați ajuns la capătul răbdării. Deci de mâine încolo chiar există niște discuții pentru a rezolva această neînțelegere pe care ați ignorat-o. Prin comunicare, să știți. Comunicare, intuiția oricum este prietenă, aveți un al șaselea simț foarte bine dezvoltat și cred că comunicarea este cheia. Mâine o să discutați cu o persoană cu care nu v-ați înțeles și asta schimbă întreg cursul zilei. O energie bună, în sfârșit vă eliberați. Știți cum este, că nu mai ai pe cap o neînțelegere, parcă altfel gândești decât să stai tot timpul cu sufletul la gură, e supărat, nu-i supărat pe mine, se dau să nu dau telefon, fie că e șef, fie că este un membru al familiei. O veste neașteptată mâine ar putea schimba cursul întregii zile și întregii săptămâni, total neașteptat, ceva ce tot întârzie să se împlinească. Probabil că așteptați un rezultat, așteptați ceva, așteptați să, nu știu, o sumă de bani, așteptați o veste vis-a-vis de o sumă de bani, bineînțeles, tot așteptați,
Parcă săptămâna aceasta nu mai aveți încredere că o să vină o veste și ea vine. Și în felul acesta parcă vă reorganizați tot ceea ce aveți de făcut până spre finalul acestei săptămâni. Pentru Scorpioni, 19:44, 23 octombrie. Haideți să vedem cum influențează acest nou portal 22 octombrie ora 22. Zodia Scorpion. Zodia Scorpion, care, ok, a ieșit. E, voi s-ar putea să faceți niște călătorii mai lunguțe. Cred că aveți nevoie să vă rezolvați niște probleme personale și de aceea s-ar putea să, nu știu, să mergeți mai mult cu mașina, să vă deplasați, probabil niște plăți pe care trebuie să le achitați, niște rate, niște plăți, niște facturi, dar totul se rezolvă de la distanță. Ori aștepta să vină vești vis-a-vis de intrarea unei sume de bani ca să puteți achita aceste datorii, ele vin. Este o fază în care o să vă simțiți excelent, o energie foarte, foarte bună. Într-adevăr, sunteți într-o poziție, așa, vă gândiți cumva, sunteți reflexivi, așa, vă gândiți la și la planul acesta al iubirii în care nu s-a mai întâmplat nimic, mai ales dacă aveți niște neînțelegeri cu persoana iubită, dar este un soi de honeymoon phase, adică sunteți într-o fază de lună de miere, așa că așteptați-vă și la o veste din partea unei persoane cu care n-ați mai discutat de mult, un mesaj, un semnal, astfel încât să puteți, într-adevăr, să comunicați, cel puțin reluând așa niște schimburi de mesaje. O invitație, de ce nu, din partea cuiva, o invitație de nuntă. Asta s-ar putea să vă dea peste cap finanțele, știți, bugetul, dar până la urmă, de ce nu? Asta vă dă de gândit și la rezolvarea unor proiecte pe termen lung. Și cred că faceți o călătorie la o nuntă, asta în cazul în care, că tot vorbeam de marea veste, să fiți sunați sau sunate, sigur că este un procent mai mic, dar să fiți sunate de o persoană care vă împărtășește această dorință a sa de a oficializa relația cu voi sau de a începe relație cu voi, cine știe. Pentru zodia Săgetător, 22-24, data de 23 octombrie, o să vedem ce vă rezervă 23 octombrie. Comunicare. În primul rând, s-ar putea să comunicați cu o persoană cu care v-ați ciondănit, cu care v-ați certat. Este favorabil această zi pentru noi începuturi, mai ales în iubire. Dar și din punct de vedere profesional, fie că este vorba despre, eu știu, un proiect profesional la care vă gândiți, cât și personal, prin iertare, se lucrează la această iertare, comunicare, compromis, gata să faceți compromis. Câteva probleme, probabil aici, atenție la probleme electrice care ar putea apărea în ceea ce privește mașina voastră personală sau dacă călătoriți, tot așa ar putea, acum ar vrea să vă sperii, ar putea interveni câteva probleme, mă rog, la partea electrică a mașinii. Dacă aveți un contract desemnat sau orice plănuiți pentru mâine și are legătură cu documentație, acte, încercați pe cât se poate să revizuiți absolut tot înainte să semnați ceva. Clauze, scrisul mic, etc. Iar comunicarea să se facă clar, concis, fără ocolișuri, ce îngușă și în căpușă. Pentru zodia Capricorn 2404, o să vedem data de 23 octombrie și la voi, dragii mei Capricorni, în sfârșit se încheie o situație la care vă gândiți, o situație dificilă sau în sfârșit se încheie un ciclu, o etapă
de viață și începe una nou-nouță prin aflarea unor vești bune pe parte financiară. S-ar putea ca de mâine să fiți absolut motivați să vă îndepliniți o dorință mai veche, un vis mai vechi, care are legătură cu partea aceasta materială sau probabil cu sănătatea. Sau probabil vă ajută să vă îndepliniți ce v-ați propus. Proiecte, sarcini, obligativități, responsabilități. Cred că ați avut așa de învățat voi o lecție importantă, aceea de a avea încredere în procesul special pentru voi de evoluție, să spunem așa. Probabil că ați fost testat sau testate de univers să învățați această lecție a răbdării. Sigur că unii dintre voi chiar ați ajuns la capătul răbdării, dar chiar ceea ce toate aceste întârzieri a îndeplinirii unei dorințe, la orice vă gândiți, a fost spre binele vostru cel mai înalt. Probabil ați învățat lecția cea mai importantă pentru voi, aceea de a avea încredere în planul divinităților. Și așa că cred că perseverența aceasta voastră va fi răsplătită. Munciți mult, alergați mult, sunteți agitați și s-ar putea să vă cumpărați chiar ceva ce v-ați dorit voi foarte mult cu ajutorul unei sume de bani pe care o așteptați de foarte multă vreme și care, într-adevăr, vă schimbă între cursul vieții. Sigur că în bine. Este o chestiune care vă asigură un confort personal. Pentru zodia Vărsător, 26 și 13 minuțele. Haideți să vedem ziua de... Nu. Deja a zburat o carte. Ziua de mâine, 23 octombrie. Cum influențează acest nou portal, 22 octombrie, ora 22? Ora 22. Cred că, din punct de vedere relațional, cineva, vă pierdeți timpul cu cineva. Cred că este o pierdere de vreme, pentru că cineva, cred că, fără doar și poate, nu mai este disponibil sau disponibilă. De aceea, mâine este o zi foarte importantă pentru voi, pentru întâlniri cu colegi, cu prieteni. Chiar este o zi perfectă să vă conectați cu prieteni sau chiar cu oameni noi. Există posibilitatea unei supărări, unui conflict, astfel încât relația aceasta să se termine. Dar spre binele vostru cel mai înalt, pentru că în felul acesta sunteți deschiși sau deschise la idei noi, inovatoare, iar asta poate să vă aducă un avantaj extraordinar atât în plan personal cât și în plan profesional. O persoană care era extrem de toxică pentru voi. Pentru zodia Pești, 27-40. Cum vă influențează acest portal? 22 octombrie, ora 22, ziua de 23 de mâine. Căci spuneam că sunt foarte multe vești neașteptate care ar putea schimba între cursul zilei, al săptămânii și chiar al finalului de an. Zodia Pești, peștișorii dragi. Ia să vedem, ultimii vor fi cei din tâi. Ok, au ieșit acestea trei. Ce să fac acum? Tot am zis că nu-l iau, că sunt multe, dar asta este, trebuie să le iau. Ei bine, și la voi, începând de mâine, să știți că ceva se termină și începe ceva cu totul și cu totul nou, atât în plan profesional, atunci, mă rog, dacă mai sunteți în activitatea profesională, cât și în plan amoros. Dar ceea ce vreau să vă spun este că se încheie o situație confuză, o situație dificilă, o situație toxică, renunțați la trecut, nu vă mai cantonați așa de tot ce înseamnă trecut. Există o lecție a răbdării pe care o învățați, dar veți fi răsplătiți cu vârf și îndesat pentru faptul că ați avut răbdare. Cred că emoțiile sunt la cote maxime, intuiția la fel, la cote maxime. Câteva probleme de sănătate ar putea, să știți, să apară pe parcursul acestei zile,
mai ales în plan emoțional, cred că este o lipsă de armonie în planul emoțional, sunt câteva mici tensiuni. Aveți grijă să aplanați aceste, adică dacă aplanați cu ușurință aceste conflicte, treceți peste ele, nu rămâneți acolo în stările acestea de conflicte, cu siguranță armonia se restabilește. Există posibilitatea unor lucruri neortodoxe care ar putea să vă influențeze, mai ales din punct de vedere emoțional și sănătate, dar și să vă creeze aceste probleme de dureri de cap, tensiunea inimii, tot ce ține de tensiune. Tensiune oculară, tensiune arterială, am zis bine? Mă rog, luați-vă tensiunea ca să vedeți care este situația. Și în unele situații s-ar putea să fie vorba despre bătăi accelerate ale inimii, pentru că întâlniți o persoană care o să vă fure inima spectaculos și deodată. Și probabil că aceasta este vestea cu care am să închei pentru voi, acea veste neașteptată care vă influențează întreaga zi. Fluturași în stomac, potențial o nouă relație, o informație cu potențial, am vrut să spun, am luat-o pe scurtătură. O nouă relație ar putea să înflorească pe neașteptate și să vă schimbe, într-adevăr, nu numai energia zilei, dar și întreg finalul de an. Cam atât, dragii mei, dragile mele. Mă bucur că am reușit totuși în această seară, am tot fost pe fugă astăzi. Mă bucur că am reușit să ajung să fac și horoscopul pentru voi, pentru că era chiar un moment foarte important și nu am vrut absolut deloc să-l ratez, chiar am vrut să-l marchez, pentru că, într-adevăr, de mâine veștile neașteptate vor curge și vor avea influență pozitivă asupra tuturor semnelor zodiacale. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă pup, vă doresc să aveți o săptămână în continuare plină de realizări, cu multă sănătate și vitamine, dacă puteți, vă vitaminizați, legume, fructe, nu știu ce legume sunt acum neapărat, dar atenție la vertiș, atenție la astenii, atenție la moliciuni, care au legătură, am să scriu eu mâine un articol, am tot vrut să-l scriu de astăzi, dar nu am reușit, se întâmplă niște dezechilibre la nivel emoțional, oboseală cronică, dorința de a mânca mai multe dulciuri, pentru că pierdere de memorie pe timp scurt, foarte scurt. Și nu știu dacă ați încercat și voi, poate dacă îmi spuneți pe mesaje, chiar ar fi ok, pentru că intrăm așa pe alte frecvențe. Și să nu vă speriați. Lăsați organismul să-și facă treaba, că știe foarte bine ce și când și cum să se alinieze energiilor și vibrațiilor foarte înalte care se întâmplă în această perioadă. Eu chiar m-am gândit la un moment dat că, deci am căutat o jumătate de zi telefonul, deci efectiv nu știam unde este telefonul sau căutam ochelarii și erau pe cap sau inclusiv niște acte pe care nu le-am găsit, adică am zis, s-a întâmplat ceva cu mine, dar ulterior profesorii mei mi-au spus despre ce e vorba și mi-am dat seama că, în sfârșit, ne băgăm în priză așa la niște frecvențe mult mai înalte și atunci, până se obișnuiește organismul nostru, ia așa puțin timp și oboseală cronică, nu știu dacă ați experimentat aceste oboseli. N-ați pierdut nopți, nu s-a întâmplat nimic, doar că nu vă puteți da jos din pat sau în weekendul acesta cel puțin. Dacă sunt curioasă să-mi povestiți dacă am trecut împreună prin aceste modificări energetice. Gata, nu mai țin de vorbă. Seară faină și noapte binecuvântată. Pa, pa!